suntem în gara din Alba Iulia la ora 4 dimineața, 3 sau cum, la ora 3 dimineața și iacă un grup de albaiulieni îi găsim aici, se deplasează către Sighet. De ce mergeți la Sighet? De ce vă deplasați din Alba Iulia în Sighet? Nu este de lucru în Alba. Cum nu găsiți? Nu găsiți de lucru? Nu găsim că dau țapă. Da, e Alba. Nu mai găsiți de lucru în Alba Iulia? O devenit Alba Iulia un oraș în care nu mai puteți munci? Nu. Nu. Ce ați lucrat până acum? Ce ați lucrat până acum în oraș? Ce-a nimic, și acum mergeți la Sighet și ce o să lucrați acolo? Dar de obicei veneau oamenii din Maramureș aici să lucreze. Și atunci aici practic nu se mai găsește nimic de lucru și încep oamenii să pleacă, să plece din localitate, să lucreze în alte părți. Cine credeți că e de vină pentru treaba asta? Eu numai dumneavoastră plecați sau și mai mulți oameni care pleacă? Mai mult, numai noi, numai este în grup. Deci sunt mai multe grupuri, în fiecare seară pleacă oameni de aici. Interesant.